În inima creștinismului stă dorința lui Dumnezeu după un popor care să ilustreze caracterul său. Membrii acestui popor fac acest lucru prin ascultarea lor față de cuvântul lui, în relațiile lor cu el și unii cu alții. De aceea, el și-a trimis fiul pentru a chema un popor care să-l urmeze. Și partea umblării după fiul înseamnă să-i chem și pe alții să-l urmeze. Apoi, în viața lor, acești oameni ilustrează împreună viața comună a Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Împreună, ei demonstrează dragostea lui Dumnezeu, sfințenia și unicitatea lor. De aceea a lăsat Iisus această ultimă poruncă înainte de înălțarea la cer. Mergeți și faceți ucenici. Dar viețile acestor oameni, cu alte cuvinte, trebuie dedicate ajutării altora să-L urmeze pe Iisus. Păstorul Mark Dever afirmă că ucenicizarea constă din a face în mod intenționat un bine spiritual cuiva. Dar viața creștină este o viață a uceniciei și este o viață de ucenicizare. Dar creștinismul nu este pentru singuratici sau individualiști. Trebuie să urmezi pe cineva și să conduci pe altcineva. Trebuie să fii iubit și trebuie să iubești. Și noi îi iubim pe alții cel mai bine prin a-i ajuta să-L urmeze pe Iisus pe această cale a vieții. Ce este un ucenic? În cele mai simple cuvinte, un ucenic este cineva care urmează pe altcineva. Dar un ucenic al lui Iisus merge pe urmele pașilor lui Iisus, făcând ceea ce Iisus a poruncit și copiind modelul lui de viață. Dar înseamnă mai mult decât atât. A-L urma pe Iisus înseamnă, în primul rând, a intra într-o relație personală și mântuitoare cu El. Dar a fi unit cu Hristos, așa cum spune Biblia. O astfel de persoană este unită prin legământul cel nou în sângele Lui, prin moartea și învierea Lui. Toată vinovăția păcatului acelui proaspăt ucenic se transferă asupra Lui și toată neprihănirea care este a Lui, adică a lui Iisus, devine a ucenicului. A fi creștin înseamnă a fi ucenic și în același timp a uceniciza. A ucenici care ucenicizează. Ucenicizăm fiindcă Domnul nostru a ucenicizat. Un păstor spunea, noi îl urmăm pe cel care îi cheamă pe oameni să-l urmeze prin a-i chema pe oameni să-l urmeze. În acest sens, contribuim la dinamica unei biserici. Dar biserica reprezintă prezența lui Hristos care continuă lucrarea lui aici, în lume. Ea este al doilea trup al lui Hristos. Ceea ce a făcut Hristos în primul trup, vrea să facă și prin al doilea trup. Iar un aspect al lucrării de pe pământ al lui Hristos a fost ucenicizarea. De ce ucenicizăm? Din cel puțin două motive care dinamizează în același timp viața unei congregații. Dragostea și ascultarea. Motivația pentru care îi ucenicizăm pe alții începe de la dragostea lui Dumnezeu și nimic mai prejos de asta. El ne-a iubit în Hristos și așa îl iubim și noi. Iar noi facem acest lucru în parte prin a iubi pe cei pe care El i-a pus în jurul nostru. Atunci când un învățător al legii l-a întrebat pe Iisus care este cea mai mare poruncă, Iisus începe prin a răspunde să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi generează o reacție în lanț. El ne iubește, apoi noi îl iubim, după care iubim pe alții. Dar Ioan surprinde acest lanț în felul următor. Noi îl iubim pe el pentru că el ne-a iubit întâi. Dar dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Dar cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Orice pretenție de dragoste față de Dumnezeu, care nu se manifestă printr-o dragoste față de aproapele, este o dragoste adresată unui Dumnezeu fals, la o formă de idolatrie. Ucenicizarea altora, a face bine spiritual intenționat pentru alții, ca să-i ajutăm să-L urmeze pe Hristos,
demonstrează această dragoste pentru Dumnezeu și pentru ceilalți. Împreună cu dragostea noastră se află și ascultarea noastră. Dar Iisus ne-a învățat, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dar ce ne-a poruncit El? Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Parte din ascultarea noastră înseamnă să-i conducem pe alții la ascultare. Porunca finală a lui Iisus nu a constat din a îndemna pe ucenicii lui la o împotrivire armată față de Roma sau să caute răzbunarea împotriva celor care l-au ucis. Dimpotrivă, Iisus a privit la ucenicii lui și le-a poruncit să facă alți ucenici, nu doar să fie ucenici. Astfel, ucenicizarea este un element de bază pentru creștinism, respectiv pentru dinamica unei biserici. Primul loc unde creștinii ar trebui să caute în mod obișnuit să fie ucenicizați și să ucenicizeze este părtășia bisericii locale. Dar David Wells nota că e foarte ușor să construiești biserici în care căutătorii să se adune. Dar este foarte greu să zidești biserici în care credința biblică să se maturizeze prin ucenicie autentică. Desigur, părtășia bună și ucenicizarea pot să se petreacă și în afara contextului membralității în biserică. Dar, prin lucrarea de botezare făcută de biserici și prin cina Domnului, noi ne recunoaștem unul pe celălalt drept credincioși. Lucrarea de ucenicizare și cea de învățare se petrec în principal prin intermediul bisericilor. Dar bisericile împlinesc marea trimitere, iar ucenicizarea este lucrarea bisericilor. Astfel, o biserică care nu a pus accentul pe lucrarea de ucenicizare poate să pornească un motor care să dinamizeze întreaga viață a congregației. Dacă este neînțelept să facem ucenicizare fără o biserică, este la fel de greșit să facem biserică fără ucenicizare. Dar Biblia ne învață că biserica locală este mediul natural pentru ucenicizare. Dar ea ne învață că biserica locală este în ea însăși principalul făcător de ucenici și face acest lucru prin adunările ei săptămânale și prin structurile de dare de socoteală. Totuși, nu excludem întâlnirile din case. Dar ucenicizarea nu se realizează doar la programele bisericii, nu se face doar în biserică. Totuși, acolo este locul principal. Și putem să observăm de asemenea ucenicizarea făcându-se în relațiile personale, grupuri mici și în adunare. Dar lucrarea de ucenicizare a bisericii începe destul de simplu, prin membrii ei care vin împreună. Autorul epistolei către evrei scria să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea, cum au unii obiceiul, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. De asemenea, putem observa că obiectivul de aici este de a ne ajuta unul pe altul în a-L urma pe Iisus. Sau, așa cum spune, cum este scris în Cartea Evrei, de a ne îndemna unul pe altul la dragoste și fapte bune. Cum împlinește biserica acel obiectiv? Prin a nu neglija adunarea împreună. Prin a veni alături unul de celălalt. Dar acesta este felul în care noi ne îndemnăm unul pe altul. Iar asta, pentru noi, înseamnă să venim în comunitatea de credință în mod repetat și regulat. Așa încât această strângere la oaltă ajunge să dea contur umblării noastre cu Iisus și ajutorării altora să umble cu El. În ultimă instanță, atât responsabilitățile noastre de grup, cât și cele individuale, se alătură într-o cultură a ucenicizării. Privind spre împărăția lui Hristos, observăm că aceasta are o paradigmă diferită de edificare. Zidirea unei împărății de regulă se face cu bătălii regale, cu războaie între dinastii, cu averi mari sau este făcută doar de către bărbați în mod politic. Din această perspectivă, ucenicizarea nu pare să fie cea mai evidentă modalitate de a înființa și a întări o împărăție. Totuși, Iisus și-a încheiat lucrarea de pe pământ, poruncindu-le ucenicilor lui să facă ucenici.
În predicile pe care Iisus le ținea, putem observa că ucenicizarea ne schimbă și direcția în care privim. De în Evanghelia după Matei, în capitolul 13, Iisus spunea: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele. Dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și face în copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Iisus îi învață pe ucenicii lui să trăiască având privirea înțintită nu către ziua de azi sau de mâine, ci către eternitate. Noi încercăm să-i ajutăm pe alții să-L urmeze pe Iisus. Facem în mod deliberat bine spiritual altora. Ne rugăm pentru influența Evangheliei, propovăduim cuvintele lui Dumnezeu și facem toate acestea având în vedere ziua aceea finală. Da? Putem vedea anumite roade încă de pe acum, dar scopul este întotdeauna acela de a înfățișa pe oameni maturi în Hristos în acea zi, cu ajutorul Trinității, cu ajutorul lucrării Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Acesta este adevărul, pur și simplu.